Salutare și bine v-am regăsit la un nou video dedicat reparării, recondiționării tractoarelor. Îi punem presa și... Păi pune, dar eu le dai cu filetat un pic ca să mai dăm cu lemnul că... Nu, mă mizerie facem. Îi punem cu sână mai aia presa. Uite-o jos. Și placa de acolo în jos. Și bagă acolo, merge și din ăla. Acolo merge și din ăla. Păi să spui care, cine care așa 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 așa. Păi trebuie așa. Ce face figur? Alex, să-i mai stăva și tu la tine. Mai ia ține-ți, Ferdin, ce? Nu a lăsat și că după aia mea pe și n-am putut să doar răspund direct. Dacă mai are rost că siliconul arunc pe astea toate cum le-am tăiat îmbrăghite. Nu face nimic. Dar
plecat pe uscat. După aia... Deci negru este de două caluneuri. Da. Păi și de la mai slabă, să de la mai bun. Sunt trei tipuri de silicon. Și mai e la negru, negru, e temperatură mare. Ăla de 300 care pune. Ce te dai la nas! Am să zic ce se face. Aia cilindrii. Eu așa aici am curățat cât de cât, mai știu ce Dumnezeu mea, nu am curățat. Motorul. Aia, altceva. Dar ăla cât? Nu-i de...
110, dar nu era de 140 sau 43. Oare, dar ce știam eu? De 110, de 115, de 127, de 121. Silicon și aici, nu? Mai cum și aici? Alea-n patru, iau. Pune și pe cilindru un pic. Așa. Vedeam că nu curleg, nu ne-au vrem nici. Cu alea nu e acum, după ce scalcă, da?
gata. Nu m-a cuprins. Acum trebuie să îl presăm în umărul de la cilindru. Și pun pe bancă acolo. Ia. Că nu știu. Tu ce ai și pe aia, ha? Exact. Nu trebuie că le pun un topat. Ia și-o luat pe aia, nu? Aia s-a tale. Ia. Că ce-o vreau că luat? Aștept impresiile tale jos la comentarii. Și nu uita, îmi dai un like, un share și un subscribe și numai bine!